Bunicule Rocky, dar ce trage acolo? Ai făcut-o pentru ziua tatălui? Ce idee minunată, micule Rocky! Ești atât de creativ? Micule Rocky, motorul tău are o problemă! Uf, Doamne! Micul Rocky a pierdut controlul și nu poate vira! Trebuie să chemăm ajutor! Bună, Carl! Avem o urgență! Micul Rocky făcea un zbor de test cu un cadou pentru tatăl său când dintr-o dată a pierdut controlul și a aterizat de urgență undeva în oraș. Trebuie să-l găsim, să vedem dacă e bine. Ne poți ajuta, Carl? Ce spui, super camionule? Crezi că îl putem găsi pe micul Rocky cu aceste bucățele de hârtie? Bine gândit, detective! Asta este. Nu mai e hârtie. Uite, super camionule. Ăsta e bannerul pe care micul Rocky îl trăgea în aer. Dar unde e el? Ce-a fost asta? Uite, super camionule. E micul Rocky. Super truck. Micule Rocky, cum ai ajuns în tomberonul ăsta? Ai căzut în el când te-ai prăbușit cu bannerul? Trebuie să-l dăm jos de pe stâlpul ăsta, super camionule. Te poți descurca? E mult prea sus, super camionule. Avem nevoie de ajutor. Avem nevoie de cineva care să urce acolo și să descâlcească bannerul. Ce instrument voi folosi, super camionule? Da, asta este, super camionule. E în direcția greșită, super camionule. Haide, super camionule. Hai că poți. Da. Stai liniștit, micule Rocky. Super camionul te va ajuta să repar bannerul. Păi, Rocky, super camionul vrea să-ți arate ceva important. Ai răbdare, Rocky. Cu siguranță va merita. În regulă, Rocky, întoarce-te. Asta este, micule Rocky. Asta e pentru tine, Rocky. E ziua tatălui astăzi. Cred că ești foarte mândru de fiul tău. Bună treabă, super camionule. Ai salvat situația. Mă întreb, oare ce aventuri ne mai așteaptă în episodul următor?